的东西，其实就是从来不到我心里面。不能希望。Sunt doctor, dragi prieteni. M-am simțit rău azi și am venit să iau bilet de trimitere pentru cardiologie, Severin sau Craiova. Uitați aici la cabinet. Și așa că mi-a fost iar, am avut o criză foarte puternică azi noapte. Acum aștept la doamna doctor aici să îmi dea bilet de trimitere, să vedem ce facem. Așa că, dragilor, nu e bine deloc. Starea mea de sănătate. Să vedem ce spune doamna doctor acum. Trebuie să-mi fac și analize, nu numai cardiologul, și analize de sânge, de tot, analize totale, neapărat. Ok, haideți că revin. Mai durează, dragi prieteni, am o oră de când sunt aici și mai durează. A ieșit doamna doctor și a zis că mai durează până mă primește, că a intrat o fetiță care urmează să se opereze și vă dați seama că la un caz ca ăsta n-am avut cum să insist să intru eu. Eu mai pot aștepta. Înțelegeți? A ieșit doamna doctor, dar nu știu, dar mă strigă la fel. Da, dragi prieteni. Am avut o criză foarte puternică. Azi noapte am crezut că mor. Credeți-mă. Mi-a fost foarte rău. Și... Na. Haideți că o să revin, dragi prieteni. După două ore, dragi prieteni, după două ore, acum am ieșit de aici. După două ore. Înțelegeți? Și am primit bilet de trimitere pentru cardiologie. Am ales la Craiova mai bine decât la Drobeta Turnu Severin. Am înțeles că sunt doctori specialiști mai buni, așa, uitați. Așa, biletul de la cardiologie, așa, aici mai am o rețetă, trebuie să continui cu pastilele pentru inimă, preductalul, aspenderul, alea, ce mi-am mai pus aici, stai să văd. Cum am pus mai multe pastile de inimă, trebuie să le iau acum. La farmacie. Mâine dimineață sunt programat pentru analize de sânge aici. Trebuie să dau analizele de sânge mâine la aici la laborator. Să dau analizele de sânge. Dar am uitat să întreb când vin analizele, dar mai contează. Deci mâine dimineață analizele,
După ce o să vină analizele, o să mi le citească doamna doctor aici, o să spună cum sunt cu analizele și după aceea acele analize le iau și merg cu ele la Craiova, la cardiologie. Pentru că neapărat trebuie analizele ca să merg cu ele la cardiologie după ce sunt făcute. Așa că, dragi prieteni, nu știu ce să mai zic. Să merg la farmacie, să iau medicamentele de farmacie aici. Uitați, farmacia e chiar lângă aici și, da. Așa că, dragi prieteni, probleme de sănătate care, ce să mai zic, nu credeam niciodată că o să am probleme de sănătate. Eu nu credeam, da, uitați că am probleme de sănătate, așa cum am zis. Și acum, asta e, am probleme. Dragi prieteni, ne auzim după aceea, că după trebuie să intru în farmacie ca să iau medicamentele. Doamna doctor mi-a cam mărit doza de medicamente pe care luam până acum. Preductalul pentru inimă, aspenderul, toate astea, nu știu. Acum mi-a zis că nu e nicio problemă dacă iau așa cum a zis dânsa, până o să ajung la domnul doctor cardiolog la Craiova și până vin analizele, să iau așa cum a zis dânsa. Acum voi face și așa, asta e. Da, haideți să revenim, dragi prieteni. Continuăm, dragi prieteni. Continuăm. Acum am ieșit de la farmacie. Am ieșit de la farmacie. Am luat alte medicamente foarte scumpe și nu știu ce să mai zic. Totul ziua de azi e scump, ai bani, nu ai, trebuie să dai cum ar veni. Nu știu dacă trebuia să las rețeta acolo. Rețeta care mi-a dat-o doamna doctor a rămas acolo, la dânsa. Acum am rămas cu biletul de trimitere pentru cardiologie, pentru Craiova, unde am zis că vreau să merg. Cardiologie, așa. Și mi-a dat și aici o adresă unde trebuie să merg acolo. Trebuie să fac programare acolo la cardiologie. Și numai așa. Da. Da, dragi prieteni. Mâine dimineață, fără să beau cafea, fără nimic, fără să mănânc, fără cafea, fără nimic, să dau analizele. Am întrebat-o, doamna doctor, e vreo problemă dacă servesc cu cafea înainte să ajung aici la dumneavoastră la analize? Nimic. Dacă... Da, dragi prieteni, așa cum s-a întrerupt în cer scuze, am zis să nu consum cafea, să nu consum absolut nimic, să nu mănânc începând de seară, de la ora 5 după amiază, nici nu trebuie să mai mănânc. Să nu mai mănânc ca să iese analizele bune pentru mâine dimineață, la 7:30, la 8. Deci așa că nici cafea, nici mâncare, mă opresc cu mâncarea până la ora 5. Da, credeți-mă că nu știu ce să mai fac, dragi prieteni. Cu toate că sunt într-o situație mai delicată și cu bănuții, acum
Eu chiar dacă mă ocup cu legume, cu fructe, așa cum bine știți, vă dați seama. Câștigul meu acum trebuie să-l dau pe medicamente și pe doctori și pe analize și pe toate cele. Vedeți, asta e. Da, dragi prieteni. Așa că în ceasul 12 și ceva trebuie să iau medicamentele. Mi s-a spus, mi-a spus doamna doctoră că trebuie să iau medicamentele astea care mi le-a dat numai după ce mănânc. Eu le-am luat și pe stomacul gol. Da. Le-am luat și pe stomacul gol și nu era bine deloc. Medicamentele și după aceea o să merg la nepotul Alin, dragi prieteni, că m-a sunat mai devreme să merg până la el. Da, o să dăm continuare, dragi prieteni, după aceea haideți că iau și eu medicamentele, că așa, iar nu mă simt bine deloc. Deja, iar, simt că mă doare pieptul și mă doare cam rău și înțelegeți? Trebuia de fapt să stau și puțin în pat, să mă întind puțin, dar na. Haideți că o să revenim, dragi prieteni, atunci nu facem, o să revenim. Dragi prieteni, am venit din oraș aici la nepotul Alin, după așa cum v-am arătat. Că am fost la clinica asta de la noi de aici, la medicul de familie, mi-a dat trimiterea, așa cum am zis, medicamentele care le-am luat. Acum sunt aici la sora mea, la Anca, la nepotul Alin. Am luat medicamentele, că v-am zis că trebuie să iau medicamentele de prânz. Le-am luat puțin mai târziu, întârziat cu o oră. Așa că m-am întins și eu puțin în pat aici, că v-am zis din mașină că nu prea mă simțeam bine și iar început să mă doară în piept, ca azi noapte, că am avut acea criză puternică. Ne pregăti patroana de mâncare, dita mai, cum se spune, dita mai tuciu. De al mare, cu carne afumată, găină de casă, cu fel și fel de afumături din astea de ale noastre, dragi prieteni, și mâncai și eu, te luai medicamentele. Da. Patroana îi place să ne pregătească de mâncare, să mâncăm toți. Și așa cum v-am zis, dragi prieteni, m-a luat frica, probleme de sănătate pe care le am, crizele pe care le am, neașteptate. Păi cum vreodată credeam eu că mie rău, mai ales cum mi-a fost azi noapte și dățile trecute, când am ajuns la urgență. Dar acum procedura asta cu programarea, cu toate alea, pentru mine că nu... Pentru mine că, nu știu, că n-am fost învățat, că n-am problemele astea, e cam greu. Deci după ce vin analizele, trebuie să fac programare la cardiolog, la Craiova. După aia trebuie să aștept. După aia trebuie să merg acolo, cu analizele, cu alea. Asta e, n-am ce să fac. Da. Cu toate că trebuie acum bănuți. Că totul se plătește, n-am ce să fac, dragi prieteni. Trebuie să am grijă de sănătatea mea, chiar că trebuie să plătesc, asta e. N-am ce să fac, nici eu nu mă așteptam niciodată la asta, dar ce să mai zic.
Da, dragi prieteni, băi, doar de David. David, ce faci? David, vorbesc tu cu fanele mele. Hai de aici, vrei? Ce? Hai de aici, puțin. Se vadă fanii mei. Că de fiecare dată la fanii mei le-am zis că avem un nepoțel frumos. Avem un nepoțel cu minte, rău de tot. Da. Și toți fanii îți roagă de fiecare dată, David, să ai parte de sănătate, multă bucurie și să fii fericit. Uitați-l pe David. Aaa, n-ai tricou pe tine, de-aia nu venici. N-are tricouță pe el, că e foarte cald la noi, dragi prieteni, e teroare. Iar început căldura, de ne omoară căldura asta. Ne omoară, uitați cum suntem îmbrăcat. Nici nu se vede. Pantaloni scurți. Se vede? Uitați. Papuci. Pantaloni scurți. Așa sunt eu îmbrăcat. Uitați. Altfel, dacă nu eram îmbrăcat în pantaloni scurți și alea, era teroare. Altfel nu puteam rezista, dragi prieteni. Aici e răcoare. Da, dragi prieteni, le-a părut bine la dușmanii mei că sunt bolnav, că am probleme cu sănătatea, că am avut crizele pe care le-am avut și azi noapte și atunci tare mi-e frică să nu fi făcut un infarct. Dar acum o să văd la EKG când mă duc la cardiologie, dar mai durează până fac programarea. Mâine analizele, o să mi le aduc în 2-3 zile, după aia programarea, după aia cardiologia. Da. O să mai dureze puțin. Ce să fac? Asta e, dragi prieteni. Mergem înainte. Că înapoi nu se poate. Așa că murim și de căldură. Dragi prieteni, țin să vă mulțumesc din toată inima, să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi-l acordați, vizionarea care de fiecare dată vizionați canalul meu de YouTube, Psihă de la Strehaia, și pentru aprecieri la fel, vă mulțumesc din toată inima și vă chem într-un număr cât mai mare. Cei care nu sunteți abonați canalului de YouTube, Psihă de la Strehaia, vă chem cu abonări într-un număr cât mai mare. Da, dragi prieteni, pentru că, așa cum am zis, situația mea, mai ales acum cu probleme de sănătate, chiar am nevoie de sprijinul vostru să vizionați canalul de YouTube, Psihă de la Strehaia, pentru că trebuie bănuți, dragi prieteni, medicamente, consultații, analize și tot felul. De acum înainte trebuie să am grijă. Da. N-am ce să fac. Așa că mai stau și eu puțin aici la relax, dragi prieteni, care răcoare, fiindcă tot am ajuns aici la Alin și la sora mea, la Anca. Și ce să mai... Dragi prieteni, vreau să mai transmit un mesaj. Cei care vorbesc de mine sau au grija mea, nu mă interesează pe mine, dragi prieteni. Poate să mă provoace oricine. Eu, la toți, le doresc numai bine și chiar și cei care vorbesc de mine. Și chiar și cei care fac scenarii, fel și fel, despre mine, eu n-am treaba lor. Eu dacă am ceva de zis, mă exprim așa, cu un caracter frumos, atât. Nu se încalc limita decenței, niciodată nu se fac asta. Înțelegeți? Da, dragi prieteni. Așa că l-am și pe nepotul Alin aici. Aline, cei care mă urmăresc pe tine sunt și din fanii tăi.
Mamă, ce mă lua amețeala. Că mă ridica din sus. Ce amețeală mă lua de nu mai pot. Așa că sunt și fanii tăi, Aline, uite. Salutare tuturor. Fanele Lusică. Și fanii, mai ales, fanele. Da, chiar mersi frumos. Da, dragi prieteni, prima dată cum s-a exprimat Alina, Alin, fanele Lusică. Să rămână doamnelor și domnișoarelor. Și vă mulțumim din toată inima pentru respectul vostru de fiecare dată. Așa că, dragi prieteni, încheiem aici această prezentare. Îmi veni o amețeală de nu mai pot, dar nu știu de ce. Mă ridicai așa puțin, cred că mă ridicai brusc. Sau cum mi-a fost rău deja din mașină înainte să ajung aici. Da, asta e, ce să mai... Da, dragi prieteni, asta e cu problemele de sănătate. Nu neapărat că mă vait atât, dar vă zic și eu așa ca prietenii mei, problemele de sănătate pe care le-am avut și plus azi noapte, cât mi-a fost de rău, credeți-mă că iar am crezut că mă sfârșesc. Ok, încheiem aici, dragi prieteni, vă mulțumesc din toată inima și ne auzim la următoarele prezentări. Ok, vă pup!